100 ori 100. Trauma. De acum rămân de pus picioare.
Thank you.
Acum să punem temelușul. Doi. 90 până 184. Hai, că ai văzut. 84. Așa. De aici încolo dăm 2 din 95. Și încă o dată 95. Ultima.
cam așa. Aici am să-mi pun cu niște dulap ca să fac o masă pentru pot să repar un motor, fie mai fie la motoare, este mai mici. Acum, cât de etern a făcut-o, eu cred că ține și un motor de 650. Și am să-mi pun cu dulap aici, peste dulap am să pun tabla asta. Ca să poată să alunece, cum să rupă. Acum trebuie să mă scaut niște dulap. Am fundat cu niște dulap masa asta, ramă, asta care am făcut din cornier de 50. Și acum peste ea am să pun tabla. Și fiindcă tabla e 100 pe 100 de centimetri sau 1000 dacă lucrăm în milimetri, am să o primi mai mare un pic. E 100, eu am 99. Că așa mi-a tăiat cornier, nu mi-l tăie de 100, nu l-am cumpărat. Și am să fac semn. Și am să o încadrez așa un pic în... Sau dacă nu, pot să o dau așa pe deasupra. Uite, aici e bine. Aici e bine. Așa. Și am să-i dau punct isudură pe aici. Și aici o să pun un motor de tractor, de ce o fi aici, așa? Chiar am făcut un pic mai înaltă, dar știți, din mare poți face mic dacă e nevoie. Doar am zis, ori fac numai de 80 picioarele și până la urmă le-am făcut de 85 ori sau 90, nu mai știu de cât. Am să fie un 80 tot, adică e că ridică 90. Nu de 6. Deci mergea mai jos, dar nu-i bai. Că așa pot să stau cu mâna, dacă îmi stau aplecat, e mai greu. Și am să pun să prind aici cu moțietul ăsta, să prind tabla. Uite așa. Și am să încerc să dau punctul sudură. Cel mai bine. Aici afară, nu e afară, e bine, la margine. E invers un pic afară, dar nu e. Dar să-i dau puncte, doar puncte, 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 roată. O să lucrez foarte bine pe ea pe urmă. Am prins aici cu morsetul ăsta și am să încerc să dau puncte până când dau roată. Așa că încep. Uite așa, o să mergem până la capăt. Am terminat și de sudat tabla pe masă aici. Aici a fost un 3-4 mm, 5 mai lat un pic și am bătut, am dăit-o în jos un pic. De aici mă aștept comentariile noastre
dacă era bine să o studiezi de rând sau e bine numai așa. Și acum aici, dulapul ăsta care l-am pus aici pe dedesubt, am să întorc invers și am să dau cu niște ulei ars pe el, ca să nu pătrundă apa. Am dat masa pe parte și am mai sudat la întăriturile astea care se țină pe ea ancorată. Așa. Și acum urmează să îi dau un pic de vopsea, zic eu, niște grunte, ceva să-i dau pe ea. Cu toate că o să mai murdea astea de ulei, de motorină, da? Îi dăm și un pic de roșu pe buze. Dăm părțile din sub întâi, ca să o putem întoarce. Ce-am răcit? E? Am cam răcit eu. Păi da, eu de ce zic, ce-mi spune că luăm treaba de... Îi luăm viteză la treabă. Am dat un grunt gri. Așa. Acum o să pregătesc pistolul, să dau un negru. Am niște vopsea neagră. Nu vă spun că am, pot spune că am și vopsea, pentru că nici nu mai știu ce vopsele mai am, dar tot și neagră, tot am luat-o pentru câte vopsi ceva așa. Acum să pun în pistol. Pun o leacă de luant întâi, să văd ce... Pun un pic de luant, să-l plătesc un pic.
Am să încerc să dau părțile interioare întâi. Haideți să fixez un pic camera asta în mână. Dau părțile interioare întâi. Dragii mei, am și vopsit-o. De acum, cred că mâine intră în probă de lucru. Că am un tractor în 4-45 desfăcut motorul și să am pe ce să-l montez. Pun blocul aici pe masă și pot să lucrez în voie. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Și lăsați în comentarii dacă mai trebuie ceva făcut și n-am făcut eu și poate e necesar. Cum v-am spus, de exemplu, cu sudura care am dat întrerupt aici. Dacă credeți că era mai bine s-o fi dat cap-coadă, am să șlefuiesc un pic cu șmilger și dau cap-coadă dacă credeți că era mai bine. Dacă nu, eu zic că e bine și așa că nu, o să plece tabla asta de aici. Și așa că puteți să luați și voi exemplu, să distribuiți și la prietenii voștri ca să vadă cum poate să fac o masă pe care să lucrez, mai ales cei care se ocupă mai des cu reparații de motoare. Vă mulțumesc de vizionare și să aveți sănătate!